Salvamontiștii gorjeni au intervenit aseară la Rânca, în zona vârfului Mohoru, pentru a salva un bărbat aflat în stare gravă. Acesta a plecat ieri de dimineață la cules de ciuperci, iar în jurul prânzului și-a sunat rudele și le-a spus că un șarpe l-a mușcat de buză. Ulterior, acesta nu a mai răspuns la telefon. Atunci, familia victimei s-a gândit la ce e mai rău și a alertat salvamontiștii. Da, a fost o situație un pic mai delicată. A fost vorba de un eveniment care s-a întâmplat în cursul dimineții. Practic, victima, după ce a fost mușcată de viperă, a căutat să culeagă ciuperci și când s-a plecat un șarpe l-a mușcat de buza superioară. Și în jurul orei 9 au anunțat prin sistemul 112 producerea evenimentului. Cei de la dispeceratul ISU ne-au făcut transferul cu cel, conform procedurii, cu cel care anunța evenimentul și atunci am declanșat acțiunea de căutare. Numai puțin de 9 salvatori montani au plecat în căutarea bărbatului. S-a reușit identificarea locului unde rămăsese victima. El ne-a spus că e undeva într-un adăpost de piatră pe fața sudică a munților. Zona de căutare era foarte mare, erau practic vreo 3 cuni pe care a trebuit să le căutăm. S-a reușit să-l identificăm și, spre bucuria noastră, starea critică trecuse. Deși se afla singur în munte, bărbatul a reușit să treacă peste momentele dificile și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Acum se află în afara oricărui pericol. Potrivit reprezentanților Salvamont, omul a scăpat cu viață pentru că vipera a vrut doar să-l sperie și nu și-a declanșat veninul. În caz contrar, s-ar fi întâmplat o tragedie.